invitat la un eveniment legat de frumusețe. Tot frumoasă ai rămas. Mulțumesc. Mici secrete? Păi chiar frecventez această clinică destul de des, zic eu, și cam... Ce îmbunătățire îți faci la nivel de facial? Facial, corporal. Încerc să țin pasul, da. Și să țin pasul cu noutățile, pentru că în ultimul timp apar tot felul de tehnici care să ne mențină așa tinere. Frumoase, cred că trebuie să ne păstrăm naturalețea noastră, așa, dar tinerețea trece. Vreau să te întreb, în ultima vreme au reapărut sau au revenit pe scenă trupele de succes de altă dată, dance? Mi-a zis cineva că au succes și acum, pentru că românul e tot așa, pe sentiment, versuri frumoase, ceea ce în ziua de astăzi nu prea mai ascultăm la radio și este loc de o revenire a vechilor trupe. Putem să ne gândim că ar reveni și Tridentul? Nu. Sigur, 100%! Ai vorbit cu fetele între timp? Da, am vorbit. Deci pentru... ați dezbătut problema? Am dezbătut pentru că au fost situații în care ni s-a cerut să participăm la anumite festivaluri și a trebuit să ne consultăm, dar Loredana este plecată din țară, locuiește la Londra, ne vedem destul de rar. Ia, ce se ocupă la Londra? Muzică? Nu, niciuna dintre noi nu mai facem muzică. Ea are grijă de fetița ei pentru moment. Ea s-a născut acolo. E un pic mai dificil ca ea să se mute în țară. Cu Andreea, și Andreea își crește cele două fetițe și are grijă de ele să le îndrume spre un viitor și o educație bună. Deci cam greu. Țin legătura cu amândouă, adică cel puțin cu Andreea mă văd săptămânal, de 2-3 ori pe săptămână, pentru că ne-am... Niciodată să nu zici niciodată, poate mai cresc copii, poate e loc și poate nu. Suntem destul de... Nu. Nu, nu ne mai vedem să facem asta. Cred că pentru noi a fost așa un moment de bun de, din adolescență. Aveți și niște ținute diferite, da, da, cu care ați ieșit în evidență. Cine vi le făcea? Eu mi-am continuat în această... Da, asta a fost pasiunea mea mare, designul, și am continuat în această direcție. Dar cum îi făceai? Decupai la spate? Da, da, îi decupam. Pur și simplu băgai îndrâznei cu forfecă. Am băgat pur și simplu forfecuța de unghii, că așa a fost, stăteam acasă. Erau blugi chinezești, de unde luați blugi? Nu, erau blugi. Firme. Da, da, da. Și... Dar bună idee, a prins. Da. Toată lumea vă știe așa. După care au pornit niște pantaloni, am încercat să îi să ducem acea decupătură în mai multe piese vestimentare. A fost o... O joacă. Da, o găselniță așa care... Găselniță. Da, care a prins. Acum cu ce te ocupi? După... Deci cu muzica, nu? Exclus în perioada asta, dar... Am un atelier de creație, lucrez hăinuțe pentru femei, ceea ce mi-a plăcut mie de mică. Asta a fost pasiunea mea, designul vestimentar de... Nu cumpără lumea haine? Acum, după pandemie, ce s-a întâmplat? Da, merge? Am cumpărat și pe timpul pandemiei, adică cred că online nu a mers foarte mult. Da, da, în timpul pandemiei, da... Nu am un business mare, cât să îmi placă ceea ce fac și să nu mă plictisească. În rest, îmi cresc băiețelul, mă împart între toate. Ce face puștiu? E frumos foc, zici că e fotomodel. Da, mulțumim mult. Crește, nici nu-mi dau seama cum au trecut 3 ani. În curând face 3 ani și nu-mi dau seama cum... Parcă mai ieri eram însărcinată și mă bucuram de burtică. Mereu am rămas cu chestia asta. Când văd o femeie însărcinată, am așa un dor, o nostalgie. Mi-a plăcut mult perioada sarcinii. Da, voiam să te întreb, am citit adesea, nu vreau să redeschid un subiect dureros. Fetița ta, chiar dacă are 14 ani și a crescut și pricepe lucrurile acum mai bine, totuși încă evită să te întâlnească. Crezi că la 18 ani, când nu mai sub tutela părintească, al tatălui, va fi loc să stați de vorbă?
Adică speri să se întâmple într-o zi să te caute, să zic, hai să stăm de vorbă. Îți dai seama că speranța moare ultima, e mai ales ca mamă, nu am cum să nu mă gândesc și nu am cum să nu sper că într-o zi se va întâmpla lucrul acesta, dar eu înțeleg, eu nu o condamn pe ea, ea atât știe, atât a fost învățată. Poate va vedea acest videoclip pe internet, pentru că îl vom difuza. Ai un mesaj pentru ea? Că o iubesc foarte mult. Ea știe, necondiționat, nu contează unde este. Cred că în sufletul ei știe lucrul acesta. De aceea și vorbesc despre acest subiect când sunt întrebată, cu toate că ultima dată când ne-am văzut întâmplător în parc, m-a rugat să nu mai vorbesc despre ea, dar sper ca într-o zi să ia toate aceste... Pentru că n-am altfel cum să comunic cu ea decât așa. În momentul în care merg după ea, pentru că au fost mulți ani de zile și multe situații, se creează o situație care nu e în favoarea ei și atunci evit să... Se convinsă că o să vină vremuri mai bune când va mai crește și va înțelege mai bine lucrurile. Spune-ne, ultima întrebare, unde pleci în vacanță cu familia? Avem două vacanțe anul acesta, sau poate trei, nu știu. Vom pleca în Grecia. Noi ne facem vacanțele împreună cu socrii, cu toată familia așa mergem în vacanțe, pentru că ne dorim ca Sasha să crească înconjurat de bunici, de ambele perechi de bunici. Și vom avea o vacanță în Grecia, vom avea una în Italia, mergem, ne plimbăm în vara de obicei și cu el după noi așteptăm să mai crească, să ne mai îndepărtăm așa cu vacanțele. Mulțumesc mult!